Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Balanță ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Primul mesaj, mă întreb ce ai face dacă aș fi acum în fața ta. Suntem atât de diferiți și totuși ne potrivim atât de bine. Deci această persoană simte că vă completați reciproc, dar nu cunoaște foarte exact părerea dumneavoastră despre această relație. Nu știe dacă și noastră simțiți același lucru. Am stricat tot ce a fost între noi. Se simte vinovată, poate pentru că nu v-a acordat timpul și atenția pe care le meritați. Ai fost cel mai bun lucru din viața mea, deci acum îi pare rău. Și este dor de dumneavoastră. Speră să vă puteți împăca. Ești un spirit liber. Te admir. Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de tine. Nu pot să gândesc limpede în prezența ta, pentru că este îndrăgostită de dumneavoastră această persoană și o intimidați, se pare. Poate chiar așteaptă să faceți noastră primul pas către dânsa sau dacă nu, spune lasă-mă să plec. În caz că nu aveți sentimente pentru această persoană, lasă-mă să plec, vă roagă. Exact ce spuneam mai devreme, te rog să faci tu primul pas. Îmi doresc un nou început cu tine. Deci își dorește un nou început cu tine, dar... În caz că nu țineți la această persoană, este dispusă să se îndepărteze de această relație. Hai să mergem într-o excursie. Deci își dorește să petreacă mai mult timp cu dumneavoastră pentru că îi place compania dumneavoastră și speră ca discutând să rezolvați anumite neînțelegeri care sunt între dumneavoastră și această persoană. Încă mai păstrez pozele cu tine. Deci este și nostalgic această persoană. Am plâns foarte mult pentru tine, mai degrabă după tine. Deci este foarte tristă fără noastră această persoană. Abia aștept să te văd și este, se pare, nerăbdătoare să vă revadă. Te urmăresc pe rețelele de socializare. Probabil că dorește să vadă dacă cumva v-ați făcut noi prieteni, dacă poate chiar aveți pe altcineva. Mi-aș dori să-mi dai un semn că te gândești la mine. Da, deci să faceți primul pas și să-i dați un semn că vă gândiți la această persoană. Strălucești, sunt mândru de tine. Și mai devreme spunea că este mândru că sunteți un spirit liber și vă admiră pentru acest lucru. Admiră că sunteți o persoană independentă, că vă descurcați foarte bine și pe cont propriu. Poți să mă respingi de 1000 de ori și tot nu voi renunța la tine. Foarte frumos. E o persoană hotărâtă. Diferență de vârstă. Aceasta s-ar putea să fie un impediment de care poate ori această persoană, ori dumneavoastră țineți cont de această diferență de vârstă. Îmi place umorul tău și compania dumneavoastră, se pare că îi place acestei persoane. Îmi pare rău. Deci în cazul în care nu doriți să vă împăcați cu această persoană, s-ar putea să aibă păreri de rău. Sunt foarte gelos și posesiv. Wow! De aceea vă și urmărește pe rețelele de socializare. Nu credeam că mă voi simți atât de vulnerabil. Da, pentru că s-a îndrăgostit de dumneavoastră și acum este teamă să nu-l răniți. Cu siguranță că dacă nu veți accepta să vă împăcați cu această persoană, va fi rănită și de aceea, într-un fel, i-ar părea rău dacă s-ar despărți de dumneavoastră.
ar prefera să o acceptați așa cum este și să fiți din nou împreună. Haideți să mai vedem un mesaj de final. Este momentul să ne despărțim. Da, deci se pare că dacă dumneavoastră nu vă exprimați sentimentele față de această persoană, dacă le aveți, această persoană până la urmă își va lua inima în dinți și se va îndepărta de dumneavoastră, mai ales că zicea și mai devreme, lasă-mă să plec. Cu alte cuvinte, ori mă iubești, ori mă lași să plec. Cam așa pune această persoană problema. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!